Am văzut și noi aseară că domnul președinte Iohannis i-a cerut să-și dea demisia, dar dumnealui spune că nu mai lași. Dumnealui nu e suficient că îi lași. E un om lipsit de onoare și demnitate. Pentru că, într-adevăr, în cazul Caracal, el chiar nu și-a făcut datoria și tot timpul a vorbit, adică la întâmplare, lucrurile și evenimentele l-au depășit. El chiar n-a făcut nimic, chiar n-a făcut nimic. Ba dimpotrivă, mai mult, adică a amânat și a tergiversat cercetările. Am impresia că până nu vor avea loc alegeri sau după alegeri, poate se va întâmpla, dar până în alegeri sunt convins că se vor tărăgâna lucrurile în continuare. E mai importantă clasa politică decât cazul nostru. Unii își merită într-adevăr, adică denumirea de senatori și deputați, iar alții sunt niște borfași acolo. Locul, eu așa îi numesc, borfași, borfași, și în special pe cei din Olt. Pe cei din Olt sunt cei mai nevrednici senatori și deputați care i-a avut vreodată județul Olt.